Am mers să mă tund în urmă cu câteva săptămâni și despre ce vorbeau frizerii. Despre criptomonede. Cum au ajuns unul dintre ei pe minus și celălalt i-a arătat, da, să mă, dar uite că o să crească. Se uita și ea, cum nu știu exact pe ce se uitau, mi se părea o aplicație a unui fintech. Deci dacă fenomenul ăsta a ajuns în frizerie, atunci trebuie să discutăm despre el. Nu putem să-l ignorăm pur și simplu. Pe YouTube am văzut anumite clipuri ale unor experți, influenceri, care se uitau la un moment dat pe niște lumânări japoneze, dar interpreta totul absolut aberant. Habar n-aveau de Hammer, de Morningstar. Ar trebui poate ca cei oameni să facă niște cursuri prima dată pe trading și după aceea să vorbească și să încerce să influențeze pe unul sau pe altul în ceea ce privește investiția pe criptomonede. Discutăm astăzi pe acest fenomen cu Claudiu Cazacu, specialist în investiții. Bună ziua, domnule Cazacu! Bună ziua! De la început precizăm că acest video nu reprezintă o recomandare de investiții. Domnule Cazacu, pentru a înțelege fenomenul, în urmă cu câteva săptămâni eu mi-am făcut un cont de tranzacționare pe una dintre cele mai mari platforme de criptomonede. Am făcut acolo tranzacții speciale în weekend pentru a vedea cum funcționează piața, ce am câștigat, am pus-o oricum deoparte. Totul este în USDT, ca să zic așa. Pentru început, practic știi deja cum să vorbim. Ce vi se pare mai în regulă? Investiția, niște plăci video și minarea sau tranzacțiile direct? Mi se pare că prin tranzacții direct e mult mai simplu să mărești cantitatea de monedă, dar nu știu cum vedeți dumneavoastră. Cred că răspunsul general este că pentru mare parte dintre cei care urmăresc piața, miningul, mineritul nu este o variantă, nu este o soluție, pentru că echipamentele necesită, cel puțin pentru Bitcoin, investiții extrem de ridicate. Poate nici nu se poate ca o persoană fizică să pot cumpăra acțiuni, într-adevăr, în cadrul unor companii care se ocupă cu asta. Însă, în realitate, este tot o miză de preț, pentru că profitul este unul foarte redus procentual și poate fi rapid înghițit de volatilitatea pieței. Cu alte cuvinte, aș spune că pentru monedele clasice cu vechime, miningul nu este o variantă, nu este o soluție. În unele cazuri specifice, însă, ar putea să mai fie, dar tot este până la urmă o miză pe aprecierea prețului. Altfel, nu este deosebit de rentabil. Acum mulți ani de zile se putea face, când era la început fenomenul, se putea face mining de Dogecoin, Doggycoin, de fapt, și pe atunci nu era aproape deloc rentabil pentru că prețurile erau foarte mici, erau câștig infim. Dacă cineva ar fi menținut acele monede, de acolo ar fi apărut câștigul. La fel cum s-a întâmplat, de fapt, cu Ethereum, cu Bitcoin și cu alte monede virtuale. Deci aș spune că pentru cei mai mulți. Nu e, dacă nu avem o pasiune pentru hardware, pentru a urmări update-uri, pentru a poate unii au fost atunci în vremurile de început, îmi amintesc că scriau software pentru a face un mining mai eficient. Dacă avem acest nivel de expertiză, da. Altfel, mai degrabă participarea la piață prin deținere, dar atenție, nu în orice moment și nu la orice, în orice preț. Am văzut că sunt unele persoane care folosesc aplicația ale unor fintech-uri, de alea de banking, ca să zic așa. Nu știu, mie mi se pare că ceva nu este în regulă acolo. Practic, tu nu achiziționezi criptomonedă propriu-zis. Tu achiziționezi ceva la un preț, că practic tu nu poți încerca să retragi acele criptomonede într-un portofel electronic, de exemplu. Sunt recomandate astfel de platforme, aplicații speciale, de asta nu vreau momentan să dau nume de firmă ca să nu cumva să fac reclamă sau să fie ceva în regulă. Nu, dar știți Foarte foarte bine despre interesant. ce vorbesc. Știți foarte bine despre ce Da. vorbesc. Depinde. Orizontul acesta al monedelor virtuale a atras și nume serioase, vechi în domeniu. A atras și o serie de participanți care au drept singur scop obținerea de profit și care nu au sus de tot principii etice, să spunem, în lista de priorități. E misiunea fiecăruia să fie foarte, foarte prudent și foarte rezervat. Riscul de preț este deja enorm pe monede virtuale. Mai există și riscul ca unii au pățit-o, ca bursa să pur și simplu să nu mai existe la câteva zile sau câteva săptămâni sau câteva luni de când ai investit banii acolo. În plus, mai este un risc de contrapartidă dacă cumperi printr-un așa zis market maker. Aș spune că este destul de dificil de a te orienta la început,
o fază de documentare înainte de a alege prin cine dețin monedele virtuale. Iar numele foarte, foarte vechi în domeniu sunt probabil cu cât mai vechi, cu atât mai bine. Deținerile, după părerea mea, utilizarea levierului este destul de periculoasă, pentru că oricum monedele virtuale se mișcă destul de mult. Deci trebuie să fim deosebit de atenți. Atunci când folosim instrumente care reflectă evoluția monedelor virtuale și le amplifică cu levier. Putem să ne gestionăm din cât alocăm din portofoliu pe acestea. Problema este că la început, de multe ori ne poate lua val. Speranțele, putem calcula așa, au crescut de 10 ori în câteva luni, bag banii acum și va fi de încă 10 ori. Nu prea funcționează așa. Tocmai pentru că ele au crescut atât de mult, pentru că foarte mulți au devenit interesați de ele și creșterea, o creștere de 10 ori în 10 ani de zile nu este nici pe departe la fel de greu de susținut ca o creștere de 10 ori în 2-3 luni de zile. Deci trebuie să avem în vedere factorul de timp. Sunt curios. Cum deosebim o criptomonedă bună de una proastă? Există așa ceva? Există criptomonede bune și proaste? La ce să se uită cineva? Există și timpul le desparte, privim în urmă ca și multe lucruri din viață, le înțelegem după ce trece o bucată de timp. Cred că în orice moment avem o anumită vizibilitate, experiența și intuiția ne ajută. Seriozitatea participanților, vechimea poate să fie un factor, dar nu este unul. De la un punct încolo, vechimea ar putea să însemne și că tehnologia poate să fie un pic depășită. Se fac eforturi, de exemplu, pentru a optimiza funcționarea rețelei și pentru Bitcoin și pentru Ethereum, altfel costurile de operare tind să devină mari. E nevoie de inovare continuă în acest domeniu. Granița între inovare și, să spunem, baloane speculative este foarte subțire. Extrem de multe proiecte o trec în zona de pur și simplu există un site, o promisiune, un white paper și o masă de entuziaști. Unii stăpânesc o anumită artă în a crea agitație în jurul proiectelor respective, nu având drept scop neapărat întotdeauna de a duce la capăt proiectul, ci de a vinde monedele deținute inițial foarte, foarte ieftin, de a vinde pe profit. Sunt mii de astfel de proiecte în momentul de față. Câteva dintre ele cred că vor dovedi un succes remarcabil. Multe dintre ele cred că nu vor reuși. Bănuiesc că mai bine trei sferturi vor ajunge să fie aproape worthless, fără valoare, într-un orizont poate 1, 2, 3 ani de zile cel mult. Cum alegem o monedă bună? Dacă vrem ceva mai multe siguranță, ne îndreptăm către cele care sunt cele mai vechi. Bitcoin și Ethereum, cu diferențe mari între acestea. Bitcoin este o variantă clasică, mai tradițională, mai sobră, să spunem. Deși pare greu de crezut, dacă ar fi spus acum câțiva ani de zile și am avut tot felul de discuții, că Bitcoin poate să fie un safe haven. Și nu este un safe haven, un refugiu perfect. Nu este un port de refugiu perfect nici pe departe. Dar este în anumite condiții. Am primit destule remarci nu tocmai laudative. Acum, Bitcoin pare a fi în cu totul altă zonă și cu totul altă regiune. Este ceva de care te poți apropia, deși băncile se apropie. Chiar și BNR a avut niște comentarii în care avertizează asupra riscului de pierdere a valorii, dar s-a ținut să spună că este interzisă utilizarea lor. Deci cumva și că băncile ar putea să opereze cu Bitcoin. Asta se înțelege din acel comunicat. Asta este o temă foarte adâncă însă. Revenind la cele care, monedele virtuale bune sunt cele care au șanse să reziste și cele care răspund unei nevoi reale, prezente sau viitoare. Iar acea nevoie ar trebui să fie una de durată și nu nevoia de îmbogățire pe termen scurt. Unii foarte, foarte specializați în domeniu, să nu le spunem cu nume din lumea, să spunem, marină, dar există definiții, de exemplu, în zona investitorilor pe acțiuni, unii sunt definiți a fi whales, investitori foarte mari, fonduri uriașe care mișcă piața. Aceștia n-ar fi, ar fi ceva mai mici, mai agili și mai de pradă. Aceștia pot urmări, dar nu au nevoie neapărat de încurajare din acest punct de vedere,
pot urmări proiecte și speculații pe termen foarte scurt. Pentru cei care sunt la început, nu este recomandat așa ceva. Este recomandat să aibă o atitudine de prudență și de documentare îndelungă, de observarea pieței cel puțin un număr de câteva săptămâni, ideal câteva luni de zile. Chiar dacă prețurile cresc și e foarte dificil să stai pe margine când prețurile cresc. Prețul ar putea să fie un indicator atunci când crește, dar nu trebuie să crească exploziv și într-o perioadă foarte scurtă. Proiectul se spune unei nevoi reale și echipa din spate să trădeze, să arate o anumită seriozitate. Să avem un anumit istoric, să cunoaștem echipa. Și apoi e vorba de intuiția fiecăruia, pentru că sunt proiecte care mi se par foarte interesante. Multe dintre ele mi se păreau interesante acum câțiva ani de zile, dintre acelea, a spune că din 5, 6, 7 pe care le urmăream, unul sau două au dovedit. Cu toate că am crezut eu niște filtre destul de solide. Deci nu e atât de simplu pe termen lung. Pare foarte simplu pe termen scurt, dar nu este. Însă, mai degrabă să ratăm niște potențiale câștiguri decât să pierdem 90% din bani pe niște proiecte false. Deci, pentru cei mai mulți, o monitorizare și o atenție către titlurile clasice și poate, într-un portofoliu de monede virtuale, poate loc pentru 10-20% de proiecte care mi se par cu adevărat inovative. Și sunt câteva care mi-atrag atenția acum, însă decizia nu o iau în prima zi în care am auzit despre ea. Sunt curios pentru cineva la fel, care, na, sunt mulți care cum aud vor și ei. Cred că nu ar trebui prima dată să facă niște cursuri de training, de trading, pardon, pentru că sunt graficele pe care trebuie să știe de fapt să le interpreteze, să se îndepărteze cumva de ceea ce văd pe Facebook și să treacă poate să-și facă un curs undeva. Valul acesta de entuziasm a adus în piață o serie de persoane care sunt la început și, sincer, mie îmi place entuziasmul pe care îl văd acolo, dar entuziasmul nu ține loc de pregătire. Asta se află mai devreme sau mai târziu. E foarte ușor, ca într-o perioadă în când totul crește, să consider că ești Warren Buffett sau ești Elon Musk al monedelor virtuale sau ești Satoshi Nakamoto. Oricum, care de fapt nu a fost trader, a fost fondator, numele generic al fondatorului Bitcoin. Este foarte ușor asta, dar trezirea la realitate nu e ceva plăcut când se întâmplă. Pregătirea este esențială și analiza tehnică este unul, în anumite perioade, este, aș spune eu, factorul central. Pe termen lung, nu este factorul central, dar pentru a intra în piață în momente optime, și pentru cele mai multe proiecte, mai ales tranzacționate pe sentiment, pentru că analiza tehnică încearcă să dea o idee despre energiile din piață, despre sentiment și să le transpună. Sigur, sunt unii experți care citesc dincolo de anumite potențiale păcăleli, pentru că există și asta pe grafic, anumite spargeri false, anumite construcții incomplete, dar aș spune că costul unei lipse de pregătire este absolut uriaș și vorbim despre inflație de materiale care sunt insuficient ancorate în teoria clasică. Este de avut în vedere o pregătire serioasă cu cineva. Există foarte multe materiale disponibile, există cărți. Dacă ne gândim la Candlesticks, este o carte clasică a lui Steve Nissen. Și există tipare de tranzacționare, patterns pe grafice. Asta doar în subdomeniul analizei tehnice, care din nou contează în anumite perioade foarte mult. Și am văzut că există veterani în domeniu, oameni care erau în piață acum 10-20 de ani zile pe acțiuni și care regăsesc bucuria tranzacționării, pentru că piețele de acțiuni au fost în ultima perioadă tot mai automatizate și robotizate și există niște proceduri pe care le-au preluat, să spunem, entități non-umane, practic entitatea tranzacționare. Există algoritmi și în piețele virtuale, dar piețele sunt mult mai sălbatice și mai la început și atunci teoria clasică funcționează în anumite perioade foarte bine și le-a dat viață nouă celor care sunt trader și care erau rămăseseră cumva dezamăgiți de ce s-a întâmplat pe celelalte segmente, equities sau
debt, deci acțiuni sau obligațiuni. Am văzut pe multe, cel puțin pe platforma mare pe care am și testat de altfel, de fapt încă mai am, că doar n-am închis sau ceva de genul. O persoană care investește pe termen, investește, hai să spunem tot, da, se gândește că, băi, eu vreau să țin Bitcoin, nu știu, 3 ani, 4 ani. Am văzut că au opțiunea și mulți nu o folosesc să îi pună într-un depozit acolo, că există depozit de criptomonedă. De ce credeți că mulți nu folosesc opțiunile astea? Preferă să îi bage pe sticlele alea speciale, doar că, nu știu, se gândesc că poate le sparge cineva calculatorul sau este o lipsă de educație sau sunt obișnuiți ca pe vremuri cu banii la saltea, ca să zic. Cred că este un mix de motive. Pe de o parte, ar putea să fie teama că se întâmplă ceva, o spargere, un hacking al bursei respective. Și asta este o problemă reală și persistentă. Adică, oricât de serioase ar fi procedurile și sunt foarte serioase la aceste burse, a dat fiorii anunțul unei burse mari din domeniu. La un moment dat au suspendat retragerile pentru câteva Da, ore. știu, știu, da. În momentul acela, eu cred că mulți s-au gândit, avem un nou empty box. Deci e de înțeles de ce ar avea o anumită reticență. Și apoi mai este o problemă. Cei care depun acele sume, le blochează pentru a primi dobândă, acceptă de fapt că mărite respective sunt împrumutate. Și atunci există și riscul de credit. Dacă cel care ia monedele cu împrumut nu le mai înapoiază, pentru că, să zicem, ceea ce operează ca o bancă și e foarte interesant, în același timp și ușor periculos, aș spune, faptul că se substituie entitățile acestea noi unei bune părți din finanțele centralizate. Și nu spun că finanțele centralizate nu au nevoie de o actualizare masivă, dar în același timp lipsa de supraveghere. Când ai pe mână mii, zeci de mii de euro pentru cineva care a avut foarte puțin înainte, e deja tentant. Când ai pe mână sute de milioane sau miliarde, eu zic că supravegherea este necesară. Revenind acum, aș spune că există aceste riscuri, se dezvoltă un segment alternativ, inclusiv produse derivate pe monede virtuale. S-au lansat copii ale unor instrumente de tip acțiuni, cum ar fi Tesla și altele, într-o bursă care a pornit din Asia și s-a tot mutat. Este un fenomen nou și e de înțeles de ce unii au mai puțină încredere. Într-adevăr, e ideea să casezi și o anumită dobândă pe lângă faptul că trendul pe termen lung a fost ascendent. Dar nu e lipsit de riscuri, așa că eu cumva înțeleg Înțelegeți. această abordare. Să trecem un pic pe partea asta, așa, cu legat de investiții, pe o investiție pe termen lung. Cred că totuși mai bune ar fi, de fapt, acțiunile. Dacă e să facem comparație între acțiuni și criptomonede, cred că mai bine pentru cineva ar fi să treacă pe acțiuni. Profilul de risc este cel care contează și cred că un lucru se poate spune. Privind în urmă, este foarte simplu și oricine poate să spună într-un material sau poate să analizeze și să calculeze, aș fi câștigat de 50 de ori bani, 50 de ori, pare neverosimil. Dar așa s-a întâmplat. Însă, ca să câștigi acei bani de 50 de ori, unu, trebuia să-i fi plasat atunci și doi, în fiecare zi și în fiecare minut când aș fi putut să vând cu plus 10, 20, 30, 70, 100, 120, 150, 200%, 500%, să nu o fac. Ceea ce e mult mai simplu de privit în urmă decât de făcut și de trăit. Asta o știu cei care sunt în piață de multă vreme. Și privind în felul acesta, spune că de fapt, câștigurile pe monede virtuale care par a fi ușoare nu au fost deloc ușoare, pentru că presiunea psihologică este foarte mare și nu numai directă, personală, a cuiva care are acele monede în secret, să zicem, dar dacă se spune și știe familia, prietenii, partenera sau, mă rog, dacă e o altă persoană, partenerul, putem spune că este un asalt zilnic, vindele, vindele, vindele și pune profitul deoparte. Și asta știu din povești foarte, foarte apropiate. Așa că nu este ușor.
Nici pe acțiune nu este ușor, însă variațiile sunt mult mai mici, mai ales dacă vorbim de ETF-uri care reflectă indicii. Ceea ce în teoria recentă, recentă semnând din ultimele decenii, este o variantă mai bună decât fondurile active, cele care investesc, aleg anumite acțiuni. Sigur, dacă te uiți la Tesla, a depășit indicele cu mult, dar câți și-ar fi pus toți banii Tesla și cât de înțelept ar fi fost când compania a fost de câteva ori în pragul dispariției și al insolvenței. Deci, privind în urmă, e foarte simplu. Aș spune că acțiunile însă sunt, de departe, o variantă de luat în calcul pentru cei mai mulți și care ar trebui să ocupe o parte din portofoliu, poate mai importantă decât acțiunile virtuale. Pentru cei care au profil de risc, însă, timingul este foarte important. Cred că la monede virtuale este un risc care nu se regăsește în altă parte, și anume, puțin probabil acum ca reglementatorii să decide interzicerea deținerii de acțiuni sau să le suprataxeze în mod dramatic. Probabilitatea nu este neglijabilă în cazul monedelor virtuale. Deci riscul pentru monede virtuale, pe lângă riscul de preț, riscul de proiecte false, de hacking și așa mai departe, este și riscul acesta al unor reglementări mai restrictive. Și părerile sunt împărțite, dar eu consider că riscul acesta nu este neglijabil. Se vede în timp dacă se materializează sau nu, dar el reduce atractivitatea monedelor virtuale, mai ales când prețurile sunt foarte sus. Deci în mod aparent irațional, cu cât prețurile cresc, după părerea mea, cu atât monedele virtuale devin mai puțin atractive și nu mai atractive, așa cum par, de fapt, pentru cei care se uită de pe margine. Discutăm, practic, acum și de o bulă. Vedem pe piața cripto o bulă în momentul de față. În anumite segmente, aș spune că este o bulă de dimensiuni variabile. Cu alte cuvinte, balanele, încercam să-mi amintesc dacă am văzut așa ceva în realitate, să din păcate, din ceea ce am văzut eu, bulele sunt cam de dimensiuni asemănătoare. Mă gândesc la cei care le făceau în parcuri sau prin marele orașele lumii, mai mereu era cineva care se juca cu câte un... era copil sau adult, se juca cu câte un generator din așa de bule. Aici avem unele balane de săpun sunt foarte mici, bula nu e foarte mare, altele sunt uriașe. Deci diferențele sunt enorme între cele mai mici și cele mai mari. Cred că în medie vorbim despre o bună formare pentru monedele virtuale în medie, dar cu diferențe enorme. Anumite proiecte sunt absolut baloane de săpun, altele au anumită valoare, câteva dintre ele sunt probabil în momentul de față încă relativ subevaluate, dar foarte puține raportat la imensa categorie care este sus. Și tind să cred că va fi un moment de trezire foarte dureroasă pentru mulți care se aruncă acum cu entuziasm nestăvilit. Pentru că am tot văzut pe Elon Musk cu tot felul de declarații care practic mișcă piața criptomonedelor, ca să zic așa. Nu știu, nu o mișcă pentru că este poate imatură piața? Aici răspunsul este conținut de întrebare. Piața este grade de imaturitate, dar deși a câștigat foarte mult pentru Bitcoin și în parte Ethereum, dar recent s-au văzut niște creșteri extraordinare, susținute parțial de vești bune, dar probabil cu amplitudine mai mare decât ar fi sugerat-o veștile. Deci, dincolo de aceste nume, în multe alte zone vorbim de, efectiv, lucruri care au început în joacă și nu doar Dogecoin. Multe proiecte au fost începute, cred eu, ca o încercare, ca o joacă. Câteva dintre ele, drept multe, cele mai multe se învârt la capitalizări relativ mici, la peste un trilion pentru Bitcoin, însă miliarde sau zeci de miliarde nu sunt sume neglijabile, totuși. Să reținem însă că banii mișcați efectiv sunt mai puțini. Nu vorbim de un trilion de dolari care se mișcă în Bitcoin. Sau volumele pot fi foarte mari pentru că se pot recumpăra și revinde și răscumpăra de mai multe ori aceleași sume. Însă, da, aș spune că în realitate piața este deosebit de impulsivă și însetate de ghidaj, de leadership. Și dacă în piața de capital, în piața de acțiune, ai bănci, rapoarte de analiză, ai cumva niște repere care se formează.
care în general sunt bune, în perioade de schimbări mari, de criză sau de creștere explozivă, rămân mult, mult în afară. E, aici, în lumea virtuală, câțiva, a existat persoane precum Paul Tudor Jones, un foarte, foarte bun investitor într-un fond de hedging, și alții care au fost, mai ales în ultimii ani, au trecut de partea fanilor monedelor virtuale. Există și nume clasice care au spus nici pe departe nu ne atingem, nu ne apropiem. Sau pur și simplu a spus că îi se pare ceva grețos sau ceva ca un fel de mare păcăleală. Ca asta a sugerat Munger, partener de afaceri al lui Warren Buffett. Și Warren Buffett a spus că e cam de aceeași părere. N-a vrut să-și supere fanii. Deci există o lipsă de autoritate, o lipsă de ghidaj și de informare, și atunci când Elon Musk, care are o audiență atât de pasionată încât se apropie de ceea ce am numit noi un cult, când spune ceva, atunci oamenii cu ceva resurse, cu ceva capital, și mai ales într-o perioadă în care au stat acasă, au stat cu ecranele, cu ochii în ecrane și au avut nevoie de un pic de ieșire, de evadare dintr-o realitate destul de cenușie. Altfel, a prins foarte bine acest impuls. Atunci, da, Elon Musk poate să miște piața și a mișcat-o puternic și pe Bitcoin, dar mai ales pe Dogecoin. Și recent am văzut că a mișcat-o în jos, pentru că a spus că, da, deși are încredere în monede virtuale și deși sunt alte proiecte interesante, totuși Bitcoin consumă multă energie. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Și m-am gândit la două variante, chiar astăzi de dimineață. Una dintre ele ar fi că poate ne-a anunțat că de fapt a mai vândut, în mod indirect, poate ne-a anunțat că Tesla a mai vândut din Bitcoin. Deci nu m-ar surprinde să auzim asta. O vom ști cu claritate după peste încă aproximativ 2 luni și ceva, când vom avea rezultatele da, pe da, Bitcoin. Da, da. Dar posibil și mai devreme. În al doilea rând, cred că a simțit că este o incoerență, o nepotrivire între mesajul cu autovehiculele electrice vreau să schimb lumea și să reduc emisiile de carbon. Deci și asta e o chestiune care se poate discuta, da, pentru că întrebarea este bateriile. Cum produc bateriile și cum produce acea energie care intră acolo, în fine, e o altă discuție. Dar au fost niște mici, foarte în marginea radarului comentarii despre cum, iată, nu e coerent. Pe de o parte ești pro la vehicule electrice, pe de altă parte Bitcoin, despre care se știe că folosește foarte o cantitate mare de energie. O parte din această energie este generată cu cărbune și combustibili fosili și atunci îngrijorări pentru mediu. Și cred că a văzut și ca o idee de imagine, ca o potențială problemă de imagine care ar fi crescut pe măsură ce utilizarea monedei crește. Și a spus, haide să reduc din această presiune, pentru că își dă seama că până la urmă, dacă nu ar fi beneficiat de credibilitate, eu spun cu destul de mare încredere că Tesla nu ar fi supraviețuit. A primit finanțare în niște condiții în care o companie normală nu ar fi primit finanțare, în condiții financiare foarte, foarte severe. Și de aceea, fără să înțeleagă acest fenomen, participațiile pe Wall Street s-au ținut de obicei deoparte. Însă, retail-ul și cei câțiva true believers, cu adevărat încrezători în Tesla, au susținut cu capital compania și au susținut acțiunile și de aceea a supraviețuit.